Am invitat participanții să facem acest summit anul viitor în România, invitație care a fost imediat acceptată. Vom contura câteva obiective împreună și cu ceilalți. Nu dorim să, și asta e foarte important, nu dorim să dezvoltăm inițiative care ne separă de restul Uniunii Europene. Noi vrem să dezvoltăm inițiative care ajută țările noastre, dar care se integrează perfect în obiectivele mari ale Uniunii Europene. Deci dacă avem obiective, da, dorim și noi să avem parte de proiecte care dezvoltă infrastructura românească, dorim și noi să contribuim și să beneficiem de securitate energetică, toate acestea sunt și obiectivele noastre.